mai devreme în emisiune, prăbușirea noului Reich German cu semnul întrebării și tu începe așa analiza și o să te rog să ne faci o sinteză a ipotezei. În articol sunt marcate absolut toate sursele oficiale, oameni prestigioși, universitari, publicații extrem de consolidate și zice așa, lucrurile nu sunt niciodată ce par a fi, mai ales când e vorba de cele cu adevărat importante. Să nu uităm că, într-o mare măsură, lumea e condusă de serviciile secrete care nu întâmplător țin atât de mult să rămână secrete. Pe lângă Marele Capital, deținut în Germania de faimoasele patronate și de aici, practic, începe o teorie, o ipoteză pe care tu o descrii în acest articol și te-aș ruga pe scurt să o descrii și celor care ne ascultă și ne privesc. Lasă-mă să citesc și eu ceva, să citesc Ciao. un citat dintr-un autor italian care îl comentează pe profesorul de politică economică de la Sydney, Joseph Halevy, care în momentul ăsta predă la Torino, în Italia, iar textul lui apare într-o revistă la Roma. Spune așa, teza lui Halevy este aceea că după căderea zidului Berlinului și prăbușirea URSS, Germania a căutat să construiască o serie de economii reciproc interdependente, care constituie de acum în esență un sistem economic unic. Această grupare are un flanc occidental, Austria, Elveția, Belgia și Olanda, și un flanc oriental, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia și Slovenia, cu roluri și sectoare diferite repartizate fiecarei țări. Olanda funcționează ca o platformă mondială și ca o placă turnantă pentru transport. Republica Cehă și Slovacia cu sedii ale industriei automobilului. Austria și Elveția ca producători de tehnologie de vârf și așa mai departe. Dacă Germania este centrul hegemonic al acestui bloc, trebuie să ne revizuim viziunea despre rolul ei geopolitic și importanța ei mondială. În ansamblu, blocul numără 196 de milioane de locuitori față de cele 83 de milioane ale Germaniei și are un PIB de 7,7 trilioane, 7.700 de miliarde față de cele 3,8 mii de miliarde ale Germaniei. Asta face din Germania a treia putere economică mondială, mai mică decât Statele Unite și decât China, dar mai mare decât Japonia. Această rețea de relații devine foarte vizibilă dacă examinăm comerțul. Și după care vin cifre în care vedem că comerțul Germaniei cu țările din imperiul său sunt mult mai mari decât cele cu SUA, Franța și Italia, de exemplu, care erau partenerii tradiționale ai Germaniei. Deci, în interiorul Uniunii Europene, de la un moment dat, mai exact din 2005, când a venit Angela Merkel la putere, Germania, în paralel cu participarea la viața politică internațională, care în Uniunea Europeană era mai degrabă, cum să-i spunem, teatrală decât reală, ea și-a construit bucată cu bucată prin investiții. Toate afacerile astea, toate întreprinderile de automobile din Cehia și Slovacia sunt întreprinderi germane. Toți producătorii de frigidere, aspiratoare, televizoare din Ungaria sunt întreprinderi germane. Asta, Pe lângă. scuze-mă, astea sunt și țările, doar ca să te completez, astea sunt și țările recent intrate, mai recent intrate în Uniunea Europeană, care au reușit să-și ducă toate programele de atragere de fonduri la bun sfârșit și într-o proporție extraordinar de îndestulătoare. Ele se pot numi atrageri de fonduri, dar se poate numi și ocupație economică din partea Germaniei, care cred că e mai real. Se poate chiar investiții strategice, bătaie pe termen lung. Vorbeai de Ungaria. Ungaria totuși este singura țară din Uniunea Europeană și cred că poate din lume care grupează investiții de câteva miliarde, dar grupează toate cele trei fabrici mari de producție de automobile, Mercedes, BMW și Audi. Numai pentru subansamble, dar fabrică, în schimb, direct, frigidere, televizoare, aspiratoare și alte produse de larg consum, tehnice. Brusc, în felul ăsta, industria Ungariei, care nu mai exista, există din nou.
Dar Și n-a fost niciodată criticat regimul lui Orban prin gesturi concrete. A fost criticat așa de la tribună, dar în rest investițiile au continuat să meargă către Ungaria în ultime. Ungaria a depins, nivelul de viață a ungurilor a depins total de investițiile germane de acolo, asta e clar. Și la fel, asta s-a întâmplat și în Austria. Se vede cazul special al Elveției, care e al doilea exportator spre China, după Germania din Europa, deși e o țară de, nu știu, 8 milioane sau ceva de felul ăsta. E mult sub Franța, de exemplu, e mult sub Italia. Păi deci, și care va fi, adică ce ne spui? Că se creează Imperiul German sau s-a dorit să se creeze Imperiul German în ultimii 17 ani în loc de Uniunea Europeană, adică un fel de ligă hanseatică modernizată după Eu am văzut, eu secole. Cred că e modelul rusesc folosit aici. Modelul rusesc e că nu e nevoie să ocup toate țările, de exemplu Kazahstanul, care e o țară imensă, ca să îi iai, să o folosești pentru petrolul, gazul și pentru industria ei și să-ți devină client, adică să devină și piață de desfacere în același timp. Le poți lăsa relativ libere și în același timp le folosești economic. Nu mai contează cum era în secolul XIX sau chiar în prima parte a secolului XX, nu mai contează harta și granițele, contează afacerile, contează creșterea economică, contează bunăstarea. Asta înseamnă la ora asta adevărata combinație pe care nemții în mijlocul Europei, în inima Europei, au pus-o în mișcare. Și nu m-ar mira deloc ca, chiar dacă trimit Ungaria să se retragă prima din Uniunea Europeană, să vedem că mai pleacă și, nu știu, Olanda, după aia și că pleacă și Germania. Și că rămân ceilalți cu buzele umflate după ce au fost, ca și România, abuzați timp de 30 de ani. Păi și atunci această obediență atât de explicită a Germaniei în fața Statelor Unite, să o traducem ca fiind doar un joc de scenă și de fapt intențiile subterane să fie cu totul altele de proliferarea acestui nou imperiu german? Nu poți să împiedici schimburile economice și nu poți să le dai neapărat coloratură politică. Și din moment ce funcționează, dar e evident că ca lucrurile să fie atât de grupate, e evident că există înțelegeri discrete, secrete, pe sub masă, care nu sunt la vedere în cazul ăsta. Prima, hai să relăm pasta cu Orban, de înțelegeri care nu sunt la vedere. Deci Victor Orban, din unghiul tău, este un vector de propagare a unei atitudini anti-organizarea actuală în interiorul NATO și UE, motorizat fiind de către nemți, zici tu. Da. În bună înțelegere cu rușii, bineînțeles. Eu sunt convins că rușii cunosc lucrul ăsta. Și de aici vin și investițiile rusești din Ungaria, că și ele există. Există 10 miliarde sunt doar la centrala nucleară de la Pocș. 10 da, miliarde da. De dolari. E foarte probabil că acea centrală să fi fost, de fapt, negociată între Germania și Rusia. Nu știm lucrurile. Bun. Și atunci unde vedem România? Că tot am avut emisiunea România de astăzi. România a rămas dedicată în afara acestui perimetru. Se spunea acum, dacă ții minte, acum 15-20 de ani, că s-au construit drumuri în Transilvania, că s-au făcut investiții germane la Sebeș, la nu știu unde, câteva fabrici. Dar au fost până la urmă foarte puține. Drumuri s-au făcut mult mai mult decât în restul țării. Asta e evident. Și apărea că devine un fel de provincie germană, Transilvania. Acum văd că nu o regăsesc în acest. Și dacă nu o regăsești în condițiile în care în interiorul acestui interval de timp 2005-2022 noi suntem conduși de 8 ani de zile de un președinte neamț de origine, foarte bine racordat pe linia Berlin-Viena, spre exemplu, sfătuit din acea parte. Ce să înțelegem? Că nu e nevoie să apărăm pe listă? Că ne ia cineva la pachet cumva? Sau că nu e nevoie de toată România? E că, din poate, eu gândesc că România, ca și alte țări din zonă, Croația, de exemplu, nici ea nu apare, sunt țări din cercul 2, care sunt și ele folosite,
dar în care nu merg marile investiții, pentru că nu sunt suficient de sigure pentru Germania. Investițiile serioase, marile uzine, se duc în imediat apropiere, în Cehia, în Slovacia. 1 milion de automobile produce Germania, produce Slovacia, iar Cehia 1,5 milioane pe an. E enorm. Uriaș. Da. Uriaș. Înseamnă industria asta. Adică în loc să-și facă industria de automobile Germania în China, unde are și acolo, și-a mutat mare parte din industria de automobile de acasă în țările vecine. Și și-a mutat industriile de vârf în Elveția și în Austria. Bun, dar vreau să te întreb ceva în această accepțiune, în această teorie pe care o să o urmărim, vedem unde o să ducă. La final vreau să discutăm despre soarta acestui imperiu german și dacă nu cumva chiar el este victimă pentru că a ceea ce se întâmplă. Dar te întreb, această închidere de ochi a regimului Iohannis la excesele lui Victor Orban, excese de tip declarativ și nu numai, păstrarea UDMR la guvernare în condițiile în care li s-a spus și li s-a desenat... Toate astea pot fi instrumentalizate de la Berlin, asta vreau să spun eu, mai pe scurt. Da. Deci am putea să ne gândim, inclusiv cadoul ministrului dezvoltării dat UDMR-ului, Ministerul Regionalizării, să fie tot dictat de la Berlin pe linia Iohannis Ludovic Orban. De fapt, dat Berlinului prin Ungaria, de exemplu. De fapt, dat Berlinului prin Ungaria. Eu l-am văzut, să știi, că cel mai important om pe lângă Victor Orban, care a stat cel mai aproape de el în astea 3 zile cât a stat Orban în România, a fost ăsta chiar Ceche Otilo de la Oradea, ministrul dezvoltării. Da, pentru că are un rol, a avut, are un rol important. Și deci Ungaria a decolat. Ungaria e integrată într-un spațiu economico-comercial major. Eu cred că ținte în războiul în Ucraina e Germania, dar chiar dacă o duce prost la iarnă, eu nu cred că această combinație, acest imperiu se va prăbuși. O va duce prost o vreme, dar eu cred că e atât de bine făcut nemțește, e făcut de nemți. Cu investiții, cu bănci, cu... Și nu cu tratate politice, nu cu hărți, nu cu geografie. Că ei oricum sunt aproape. Păi acum la ce dimensiune a arătat-o acolo? De la aproape 200 de milioane de oameni care grupează, până la industrie, până la comerț și așa mai departe, asta rivalizează cu Statele Unite ale Americii, cel puțin la nivel de populație și la nivel de comerț. Pentru că sunt toate țări bine tehnologizate, bine industrializate, sunt țări dezvoltate. Așa că mai degrabă văd acest nou imperiu german ca fiind subiect, adică nu subiect, entitate de negociere cu Statele Unite decât o entitate de subordonare Statelor Unite. Germania în secolul 20 a avut 2 tentative de a-și face un imperiu, care au însemnat și 2 războaie mondiale. Amândouă au fost catastrofale pentru Germania. Mai au câștigat americanii. Mai ales al doilea. Al doilea a fost cu adevărat catastrofal. Pentru că, iată, după 75 de ani, trupele americane se găsesc în continuare în Germania. Pretenția Germaniei de a face afaceri foarte libere cu Rusia și de a avea acces la materiile prime rusești e un diapazon foarte larg, dincolo de gaz și de petrol. Și lung, 30-40 de ani numărăm deja de când se întâmplă acest lucru. În condițiile în care ei aveau armata americană pe teritoriu și americanii nu par de acord, nu par de acord cu tipul ăsta de schimburi comerciale. Germania a jucat la 2 capete. Și în momentul ăsta... Mielul turbat. Da. Mielul turbat al Europei, cum i-am zis eu. Da. N-au avut încotro, pentru că ei nu puteau să-i scoate pe americani de la ei. Dacă i-ar fi putut scoate, nu aveau nicio problemă. Ei trebuie, vor, nu vor, trebuie să compună cumva cu americanii. N-au cum, trebuie să facă război ca să dea bazele la afară. N-au cum, sunt ocupați. Și Olanda e ocupată, și Spania, și sunt mai multe țări care au baze și au... Italia are... Dar ea e în afara discuției noastre, are bombă atomică americană pe teritoriu. Bun. În final vreau să te întreb legat strict de acest lucru. Putem să considerăm că acest
nou imperiu german, care a fost construit meticulos, nemțește, cum zici tu, care relaționează atât de bine cu China, care și-a multiplicat cifrele comerciale de import, de export, pardon, din Germania până în Olanda și în Elveția pe linia Chinei. Este ceva ce i-a deranjat atât pe ruși cât și pe americani? Pe ruși în niciun caz. Nu, nu. Pe ruși nu i-a deranjat. Și eu nu cred, eu nu cred într-o înțelegere între americani și ruși pentru împotriva Germaniei. Rușii n-au nimic împotriva acestui imperiu. Pentru ei e o sursă de înaltă tehnologie. E un foarte bun client pentru materiile lor prime. Rușii n-au nicio problemă. Din potrivă, ei sunt foarte prieteni. Deranjează foarte mult relația Germania-China, care e tot pe înaltă tehnologie. Și asta îi deranjează pe americani, cum ar veni. Pe americani, da. Relaționarea care s-a făcut între Germania și acești sateliți și China. Exact. Și sateliții sunt într-o foarte puternică relație cu China. De exemplu, schimburile Slovaciei cu China au crescut de 21 de ori în ultimii 15 ani. De exemplu, ale Elveției de, nu știu, 10-12 ori. Fantastic. Exponențial. Deci lucrurile astea vorbesc de la sine, adică aici nu mai e teorie, aici sunt lucruri concrete. Da, sunt cifre, este limpede.